Aveți întrebări? Sunt cunoscători în artă plastică în această sală? Nu, pare rău. Doar admiratori. Îmi pare rău. Degustător. Deci, de la Balcic, chiar așa atmosfera de la Balcic creează culori. Balcicul a fost, e un studiu puternic al meu, al Balcicului. Mă scuzați că nu mai brândic, stau și așa. Așa. A fost un studiu puternic, am stat în Balcic vreo două săptămâni, timp de un an, doi, acum în urmă. Am făcut vreo 30 de lucrări, lucrări care au fost prezentate la un congres al doctorilor olteni. Domnul doctor este aici. Este unul... Și olteani, da? Există un doctor la noi în Oltenia, se numește Dan Ghiță, așa, care a fost și președintele Asociației Culturale Fiii și Prietenii Romanațului, al cărui membru de onoare sunt, și am avut ocazia de două ori să le expun la Congresul Doctorilor, Congres Balcanic, așa, unde, vă dați seama, eu nu expun așa oriunde. Nu, la oameni care se pricep, adică nu mai vreau admirație, da? Oameni care pot să am avut o discuție cu ei, așa, cabinetele doctorilor, vă spun, sunt pline de lucrările mele, cabinete particulare, vorbesc, așa, lor le-a făcut o mare plăcere să discute cu mine, sunt doctori care cunosc ce să mai discutăm, au fost în diferite colecții și știu despre ce e vorba. De aceasta v-am pus o întrebare, dacă puteți să puneți niște întrebări. Deci, tehnica mea este dată de Corneliu Papa, așa, și mi-a spus tehnica, ia tehnica mixtă. Deci tehnica mea se numește tehnică mixtă de la Corneliu Papa, vă spun. De la el având, deci tehnica mixtă înseamnă a folosi orice culoare. De la ulei până la tuș, până la, deci mai ales în portrete care să poți să redai figura omului. Portretele mele sunt fotografii, ca să știți. Portretul se numește, tehnica este suprarealistă. Așa. Deci, asta vă spun, mi s-a spus în Elveția, unde a trebuit să fac multe portrete de copii și am fost nevoit să recurg la această tehnică. Fiindcă nu mulți oameni cunosc adevărata tehnica picturii și atunci trebuie să recurgi la tehnica fotografiei ca să o înțeleg. Da, ăștia nu-și dau bani ca să orice tablou, vă dați seama. Așa, vă mulțumesc. Dacă mai vreți, mai mă întrebați, da? Unde ați făcut liceu? La Ionița Sandi din Caracal. Acum sunt mulți absolvenți. Deci eu am avut... Care n-au liceu, de-aia mă întreb. Ah, da, era liceu ca liceu. Deci, da, eu am făcut liceu stând la bunici și având părinții în București. De aceea eu în fiecare vacanță, părinții mei au fost ofițeri, ca să știți, tatăl meu, al doilea, primul tată al meu, Dobrescu s-a numit, a avut Mihai Viteazu și a plecat în munți. Așa, plecat în munți, 3 ani de zile, nu mai discutăm. A trebuit să-mi schimb numele, fiindcă nu mai mă primea la școală. Asta a fost. Deci de mic am avut insuccese, dar cu timpul le-am rezolvat. Al doilea tată a fost extraordinar, a fost militar, a fost... șeful catedrei de tactică generală Academiei Generale. Da. Se numea colonelul Chiringu. Da. Poate domnul Grănicel a auzit acest nume. Arme întrunite. El a participat la multe aplicații sovietice cu românii și le făceau românii noștri. Ei. Și se ziceau că rușii le fac. Așa. Da. Deci cine a fost ofițer știe despre ce e vorba. Da. Așa, bunicul meu a fost la fel comandant de unitate 19 infanterie din Caracal în timpul al doilea război mondial, când regimentul a plecat în Tatra, el a rămas comandant la partea sedentară, fiind rănit în Rusia la Cotul Donului. Da, într-un mare noroc a putut să fie salvat, deoarece au o baltă de sânge, domnule doctor, ambii plămâni percutați, vă dați seama, aduci de pe cot, deci a fost un miracol. L-a adus flotila de avioane, escadrila albă, Nadia Russo a fost, a pilotat avionul până la Tiraspol și l-a adus la Brâncovenesc,
era generalul Iacopol, dacă am așa ceva, care la Iacopovici. Iacopovici, așa domnule proctor, care, nu știu, minune a fost. Asta a fost minune dumnezeiască să te aducă după frontul într-un lac de sânge, plămânii percutați, să mai trăiești. Acum, dacă era la vremurile noastre, era... Și așa Abramescu a fost adus din Crimea de Șerban Milcoveanu. Da. Dați o carte de vis. Vă dau. Apropo de cine spune că de mic copil nu știu ce făcea, da. Am citit un articol că prin anul 3000 toate povestirile vor începe așa. De mic copil îmi plăcea orezul. Să fie ăsta viitorul umanității cu orezul. Am glumit că mi-a spus ceva de mic copil ce făceați. Și că așa o să înceapă povestirile. Eu nu cred. Eu cred în renașterea poporului român, sunt un fel de admirator al lui Puric, care foarte spune că frumos. Noi ne naștem din nou. Nea Vasile, să dea Dumnezeu să ai. Așa-mi zice Nea Vasile, o să-i zic Nea Radu, că-i zic domnul Dergati. Da. A fost o seară frumoasă, o seară în care am avut de-a face cu niște oameni care au înțeles mesajul serii noastre. Mi-a plăcut foarte mult. Vă doresc în continuare o seară plăcută, cu tot dragul, multă sănătate și multă fericire.